Dimineața, imediat, de fapt doar ce m-am trezit, imediat m-am apuc să-mi fac pizza. Suntem aici în campingul ăsta la care am uitat numele. Dar e frumos și e foc. În Italia suntem acum, lângă Trieste. Și... Imediat m-am apuc să fac niște păpiță și după aia o întindem către Trieste. Mergeam o plimbare prin Trieste. Și să vedem pe unde ajungem azi. Pentru că plimbarea asta este o misiune de recunoaștere mai mult. Pentru că la vară vrem să revenim, da, cu copiii. Da, în timp acum din campingul ăsta, de lângă Trieste și îi dăm către Trieste, să vizităm și Trieste. Mi-a plăcut aici, la vară, clar, cam mult de mers cu trenul, dar merită al naibii. Da, am venit noi aici.
nu știu ce paradă militară. Foști militari bănuiesc. Are loc acum. S-aude și ceva muzică de fanfară. Este fucking beautiful. Sorry. I'm not. You're not with bicycle. We'll be right back.
Aici o să trecem în Slovenia. Yep, Slovenia. Am trecut în Slovenia. And that's cute. Oh, man. Și dăm mai departe către Tiran. E o locație pe care îmi doresc să o văd, e superb acolo. It's the true shit. Let's see, până la Piran încă 27 de kilometri. Ne dăm flăcări. Am în fața mea trei doamne trecute, cred că de 60 de ani. Și sunt la plimbare cu bicicleta. Superbă mentalitate. Da, norola e fix unde trebuie, am impresia. No, suntem acum prin Koper. Slovenia. Și am ratat pista de biciclete. Peste 50 de metri la sensul giratoriu. Ia să vedem. Peste 300 de metri la sensul giratoriu urmează a treia ieșire și rămâi pe bilanța acesta. Ok. Și ziceam, suntem în Koper. Deci nu-mi place nici o secundă, nu-mi place, nu, nu. Cum? Da, mă, ce să, na. Superb. Deci nu-mi pare rău nici o secundă din cele două zile petrecute pe tren. Și în a doua zi, patru trenuri schimbate și sărit cu remorcă și cu biciclete și cu... Pentru că, normal, trebuia să întâmple niște bullshit-uri și, bineînțeles, s-a dat dracu trenul în care... cu care trebuia să mergem de la Budapesta să ajungem la Ljubljana. Și am schimbat trei trenuri de la Budapesta la Ljubljana. Și cum spuneam, nu-mi pare rău nici o secundă. Îmi pare singura părere de rău pe care o am este faptul că Gajic se supărată că mergem pe Voduleț. Așa tare ești supărată, Gajic? Hai, bă, Gagic. A, ce să mai zic. Da. Deci totul
superb aranjat, frumos. N-am cuvinte. N-am cuvinte, efectiv. N-am cuvinte. Știi ce am făcut, nu? Nu e bine că am luat-o pe pista de biciclete. Zic, nu e bine că am luat-o pe pista de biciclete, să vedem, trebuia... No, trebuia pe acolo, da? Să vedem. Stai un picuț, să vedem. Da, stai că mă opresc. Ia, oprește un pic aici. Hai să vedem un picuț. Traseu. Hai că am curcat traseu. Hai să întoarcem un pic. Bicicliști la greu. Da. Trebuie să întoarcem la sensul la giratoriu și acolo. Ia să vedem aici. Aici se poate. Deci na, nu mai am cuvinte. Nu mai am cuvinte. E pa. Hai de mine.
primești ceva. Opa. Noi suntem pe o porțiune de Eurovelo 8 către Piran. Nu pot să descriu în cuvinte cât de frumos poate să fie. Deci nu pot. În iulie, din planurile mele, I'll be back vreo 3 săptămâni ca să iau la pas mărunt. Că, na, așa cum spuneam, asta a fost o misiune de recunoaștere. Hai, schimbă. Așa, navigațiunea s-a pierdut. Pe biclă s-a pierdut. Nașpa. Și da, nu pot să exprim în cuvinte cât de frumos poate să fie, cât de liniștitor poate să fie, nu, n-am ce să descriu. Deci e peste, nu se poate. De frumos și totul pus, frate, aranjat, pus la punct, curățenie. Ai grijă aici? Hai, că e liber. Curățenie, aici e Slovacia, da? N-a spart țărișoara asta. Opa, ia să vedem aici. Dreapta la se înfundă. Ok, hai să dăm mai departe. Deci aici avem aer condiționat, da? Avem aer condiționat aici. Mamă, dar ce frig e! Da, să vii la vară pe la vreo 40 de grade să intri aici. Gagis. Eu nu cred. Cred că dacă le ducem după ce le aducem... Gagix, după ce le aducem aici, trebuie să reducem, să facă zi, mergem pe la psihologul ăsta, să facă niște terapie, să-și revină. Doamne, cum e pe aici. Asta este, am citit despre ea, este o veche cale ferată de cartament îngust. Dezafectată, nu mai știu, undeva, începutul anilor 90. Vezi că e tunel feroviar ăsta. Deci e măsa. Superb. Fucking superb. Zici mie dacă îmi calc roată pe roată. Nu calcă nimic în stânga, în dreapta, nu? A, e bine atunci. Hai la căldură, Gagix. Hai la căldură, că am înlemnit pe bicicletă.
E mișto? Uite aici ne și răcorim un pic așa cu un pic de duș. Fucking awesome. N-am ce să zic. Da, calc. Stop și la vale. Da, la vale. Oi. No, aici vorbim despre frâne. Și cred că am ajuns în Piran. This is Piran. E unul din obiectivele pe care le aveam. Vreau să ajung aici. Ia să vedem. Frumos. Așa. Frumos. Vorba lui Gagix. Se simte ca un copil. Idem și eu. Ia să vedem pe aici ce facem. Așa, e de mers în partea aia. Ok. Oh my god. Good gracious. No, ia să vedem, să facem o românească. Așa, o românească. Thank you. Oh, mamă, cât de urât e. Thank you. Nu. Stai că întorc.
We'll be right back.
Stai că nu putem să le... Să... Hai să vedem ce prețuri sunt. Asta ar fi pe malul mării, cumva, aici. Stai să ne uităm un pic pe Google Maps. Ar fi cumva pe malul mării. Stai să vedem. Da? A, aici. Ia. Asta trebuie să fie de într-un cort, pentru că e cu iarbă, dar care este, frate? Băi, dar e imposibil. Nu se vede niciun număr să fie, mă, sa dracu. Sorry, you speak English? Yeah. I want to know where is 142? What numbers are in this area? I don't know there. There is the other side. There are all the beach. Yeah. The number. Yeah, I think is approximately 3, but you have to check. Because, okay, I don't. I have the number in the other area. There is the number. Yeah. We are with tents and where is the